Deci ați făcut un record mondial. Ați traversat Marea Neagră din portul Mangalia și până în... Georgia. Până în Georgia. Ați 1200 și ceva de kilometri, da, cu o barcă cu vâsle, da, înfruntând ce? Valurile foarte mari ale mării, nopți? Furtună, furtuni rău de mare, cam tot ce trebuia, defecțiuni tehnice. Câți oameni ați fost? 5. Povestiți-mi și mie o zi, că sunt curios cum se întâmplă, cum se doarme, cum se mănâncă, cum se vâslește, cum se... Da, în primul rând, în luna decembrie vom participa la o cursă care presupune traversarea Oceanului Atlantic, 5.000 de kilometri, aproape 60 de zile, și am profitat de ocazie, de această traversare a Mării Negre, pentru a ne antrena, pentru a ne familiariza bine cu echipamentele, cu barca, cu ceilalți membri ai echipei, pentru că nu ne cunoaștem de foarte mult timp. Aceia 5 sunt și atunci? Da, vom fi 4 atunci, ne avem și o rezervă în cazul în care cineva își mănâncă prea mult tort. Așa. Nu e indicat. Și da. Și am avut parte de și de vreme brea, am avut parte de defecțiuni, dar am avut parte de toate provocările pe care vom avea și pe Atlantic, cu siguranță. Poate acolo chiar mai multe, nu fiind vorba de ocean. Da, vorbim acolo de aproape 2 luni. Ne va fi și dor de casă, mult mai mare decât acum. Avem împreună cei 5, avem acasă vreo 8 copii, așa că și familie. Da. Vă trăiască, vă trăiască. Da, mulțumim, mulțumim. Care sunt regulile? Am citit că se pleacă cu barca echipată de la început și nu se schimbă nimic până la finalul călătorii. Exact. Aceste... Schimbăm noi puțin. 20 de kilograme mai puțin. Wow! Zi-mi o zi. Ce presupune tot drumul ăsta, toată aventura asta, care mie mi se pare fantastică? În medie vâslit 12 ore pe zi. Cum se doarme? 12 se presupune că ne odihnim puțin, atât cât ne permite vremea și condițiile. Câte 2. Alternativ, 2 ore de activitate cu 2 ore de repaus. Deci barca nu se oprește, în permanență sunt 2 locuri de vâslit ocupate, 2 ore vâslești, ceilalți 2 colegi se odihnesc, dar nu înseamnă că 2 ore dorm, 2 ore verifici sisteme de navigație, de securitate, mănânci și dacă apuci să prinzi o oră de somn, e mare lucru. Noi în media am dormit cam 3-4 ore la această traversare de 11 zile, probabil că asta ne va aștepta și pe Atlantic. Dar care a fost cel mai greu moment din toată expediția asta care a fost pe Marea Neagră? Care vi s-a părut cel mai greu moment? Plecarea urmată de o furtună și o defecțiune la cârmă. Noi eram ancorați, da, pe care a trebuit să o reparăm și să ne remontăm și să plecăm mai departe. În general, cel mai greu moment, apropo de descrierea unei zile, cel mai greu schimb este cel de la 2 la 4 dimineața. Când e somnul mai dulce. Dacă e somnul mai dulce, mai ales când e furtună, vezi fulgere în față, fulgere în stânga, fulgere în dreapta, plouă, este și frig pentru că pe mare, având și ploaie și vânt, și e și obosit, confortul termic este altul. Și este greu să te montezi în fiecare zi, dar te obișnuiești. Am văzut că corpul uman are capacitatea de a se adapta foarte ușor la condiții dure. După 6-7 zile deja simți că ești acolo, ca în Waterworld, așa te simți, Kevin Costner acolo. Și e vreun moment în care zici, gata, o iau înapoi, nu mai pot. Există, dar din fericire nu ai unde să te duci. Să iei înapoi. De data ce ai trecut de jumătatea mării sau oceanului, cu siguranță te îndrepți către țări. Ce e foarte important, ar trebui să le spunem oamenilor că voi faceți treaba asta pentru o cauză nobilă și anume pentru a obține niște fonduri, nu? Da, susținerea noului proiect al celor de la Hospice, de la Dinații Hopăceni. Acolo se amenajează, într-un fost conac vechi, donat, un centru de îngrijire paliativă pentru copii cu boli. Da. Și aceste tricouri sunt țin de un proiect, Academia de Optimism.ro, lansat de aceeași fundație, prin care învățăm oamenii să fie optimiști și veseli indiferent de situație. Cum luăm, depinde cum vedem lucrurile. Contextul e cam același pentru toată lumea, dar... Trebuie să vezi partea plină a paharului întotdeauna. Exact. Îmi place. Știți diferența între un pesimist și optimist, nu? Pesimistul spune, mai rău de atâta nu se poate, și optimistul spune, ba da, ba da. Asta știu eu pe cuvânt, dacă nu. Ana, ai o întrebare pentru ei? Uite-te și tu, avem recordmene aici. Ce să zic, noi ne-am speriat la niște tunete și niște fulgere. Mă simt foarte prost acum când îmi povestesc băieții asemenea lucruri. Noi ne-am speriat la furtuna de azi noapte, iar voi... Da, chiar... și noi partea acolo. Nu, voi într-adevăr sunteți campioni. Vreau să-i aplaudați încă o dată. E minunat că se întâmplă astfel de lucruri. E minunat efortul lor și mai ales cauza pentru care ei o fac. Dacă se întâmplă ceva la kilometri de depărtare, cum pot? Cu elicopterul poate să vină cineva, nu? Elicopterul nu au autonomie atât de lungă pentru mii de kilometri.
Și atunci, dacă ești doamne ferește, se întâmplă... În istoria cursei, această cursă peste Atlantic se organizează de prin anii 90, nu au existat fatalități, au existat abandonuri. Da. Ce se întâmplă fiind, mă rog, legislația maritimă presupune că atunci când ai un SOS, cea mai apropiată navă, indiferent că e vorba de un cargo sau de un bărbat de zieră, așa, te ajută. Că acum că am început după 6 ore sau după 2 zile... E de preferat să nu ai urgențe atât de mari. S-a întâmplat, au ajuns concurenți care au abandonat din cauza unor defecțiuni tehnice, au ajuns în short în nordul Canadei iarna. Alții au avut noroc, am zis, pe vas de croazieră, au fost tratați regește două săptămâni, deci depinde cum îți ține norocul. Dar în general nu e de recomandat să te pregătești foarte bine, astfel încât să nu existe motive pentru care să abandonezi acolo. Le urăm succes la cursa. Am și o întrebare. Te rog. Și eu să întreb, de exemplu, ce bucurie ați avut în momentul în care ați fost pe mare? Adică, nu știu, v-ați întâlnit... Momente plăcute? Da, nu știu, cu delfini. Cu cei dragi. A fost multe, nu știu, două măcar. Păi, în primul rând, acum spun din punctul meu de vedere, am avut delfini în fiecare zi, dar veneau lângă barca, adică barca era punct de atracție și săreau pe lângă noi. Marea este turcoaz, nu este neagră, este turcoaz, ca în Caraibe, probabil. De asemenea, răsăritul și apus. Am avut două răsărituri și apusuri diferite, la fel. Și cerul pe care îl vezi ca atunci când e senin, ca la observator astronomic, neavând lumini în jur. Deci natura întotdeauna surprinzătoare. Da. Urme de avion, nu, deci nu mai sunt acolo, nu? Urme de avion și așa. Da. Chemtrails. Atlantic 4. Încă o întrebare, de exemplu, ca să menții energia, să vâslești atâta, ce ați mâncat? Adică ce dietă? E bună întrebare. Acum ne-ați făcut poftă. O felie de tort, foarte mai bine. Avem aici. Felie de tort, că acum nu uite, acum pe pauză să... Noi n-am prea avut parte de mâncare adevărată acolo și miroase foarte bine aici. E bine, rămâneți cu noi până la masa de prânz, dar până...